sunt Alina Nenu și urmăriți știrile orei 15. Astăzi, credincioșii ortodoxi și catolici sărbătoresc botezul Domnului sau boboteaza, care înseamnă înnoirea omului creștin. Aghiazma mare, apa binefăcătoare, sfințită doar în această zi, ne ferește de rele și de boli. Ziua de 6 ianuarie reprezintă o sărbătoare importantă atât pentru creștinii ortodoxi, cât și pentru cei catolici. Botezul Domnului se mai numește și Arătarea Domnului sau Epifania și marchează finalul perioadei de 12 zile a sărbătorilor de iarnă, care încep în ajunul Crăciunului. Boboteaza amintește de momentul în care Iisus Hristos, la vârsta de 30 de ani, a fost botezat de Sfântul Ioan Botezătorul în râul Iordan. Este ziua în care Mântuitorul nostru Iisus Hristos a primit botezul de la Ioan Botezătorul. Nu este vorba despre botezul creștin, ci de botezul pe care îl practica Ioan ca început al pocăinței. Însă Mântuitorul Iisus Hristos se pleacă sub mâna robului ca semn al zmeririi sale, pentru că de altfel atât nașterea cât și tăierea împrejur pe care tocmai le-am prăznuit în 25 și în 1 ianuarie sunt semne ale zmereniei sale desăvârșite și al iubirii sale față de noi oamenii, motiv pentru care și botezul acesta prin mâna robului, adică a prorocului Ioan, este tot semnul smereniei și iubirii sale pentru noi. În amintirea botezului lui Iisus Hristos în Iordan, se săvârșește slujba aghiasmei mari sau sfințirea cea mare a apei, care se face doar în această zi. Această apă nu se strică niciodată. Se sfințește aghiasma mare pe care credincioșii o iau de la biserică și pe care o consumă o săptămână, 7-8 zile după acest eveniment. Este singura perioadă în an când se săvârșește slujba aghiazmei celei mari și știm cu toții că în biserică se practică sfințirea credincioșilor prin pogorârea Duhului Sfânt asupra materiei, prin anumite elemente ale materiei care se sfințesc. În speță vorbim acum despre apă. Apa sfințită primită de credincioși este consumată în acel moment, este dusă în casele fiecăruia dintre noi, se sfințește casa omului. Această sfințire a noastră prin consumarea și atingerea de aghiazmă este de asemenea un bun prilej pentru începutul de an, pentru că fiecare dintre noi la început de an trebuie să ne curățim pe noi înșine ca să pornim la noul drum care ni se așterne în fața al acestui nou an. Credincioșii consideră că apa de la bobotează are o putere deosebită. Pentru cei care cred, aghiasma aduce sănătate trupească și sufletească. O mare sărbătoare creștin-ortodoxă și am venit să luăm apă sfințită și avem așa o bucurie și un sentiment de curățire și ce să vă zic. Este măduitoare. Sfânta aghiazmă care ne ajută la sănătate și la toate, să știi. La toate, și la copii, și la familie, la toți. Luați aghiazmă de aici, de la biserică? Da. Și cum procedați după aceea? Ne udăm cu ea când suntem bolnavi, luăm o gură de apă și atâta, că în rest și strupim în casă. Să luați aghiazmă? Sigur, da. Cum vă ajută această aghiazmă? Pentru sănătate. Pentru mine tămăduitor este, cred eu, în primul rând, credința ta, a ta din interior, care adaugă și puterea aceasta divină. Ieri, un bărbat de 43 de ani a rămas captiv în apele învolburate ale pârâului Peșceana, în timp ce încerca să-l traverseze cu autoturismul. Obișnuia să facă des acest lucru, însă de această dată viitura a cuprins întreaga mașină. Bărbatul a reușit să sune în timp util la 112 chiar de pe capotă. Un bărbat a sunat la 112 după ce a rămas cu mașina în râu. Bărbatul, în vârstă de 43 de ani, obișnuia să treacă râul Peșceana cu mașina, însă marți, 5 ianuarie, din cauza precipitațiilor abundente, nu a mai reușit să ajungă în cealaltă parte. Nu a luat în calcul debitul mărit al râului, mașina i s-a oprit și risca să fie luat cu tot cu mașină și să-și piardă viața. Când a văzut că a rămas în mijlocul apei și că nu mai poate înainta, omul s-a urcat pe capota mașinii și a solicitat telefonic ajutorul pompierilor. A sunat imediat la 112, la fața locului s-a deplasat un echipaj de pompieri militari din cadrul detașamentului Drăgășani, care cu ajutorul mai multor cordițe și a unor veste de salvare l-au ancorat și l-au adus în siguranță la mal. Ulterior,
și-a recuperat și autoturismul. Intervenția nu a durat foarte mult, câteva minute pentru salvarea acestuia. Din fericire, s-a putut... Finalul a fost fericit, deci a fost salvat. Pompierii militari fac eforturi considerabile și astăzi pentru a scoate apa din cele 35 de gospodării încă inundate în Brezoi. Din păcate, în zonă sunt anunțate în continuare precipitații abundente, ceea ce face ca situația de aici să se agraveze. Acțiunile de evacuare a apei din gospodăriile afectate de inundații continuă și miercuri 6 ianuarie. Pompierii militari din cadrul ISU Vâlcea au intervenit din nou în localitatea Brezoi pentru a scoate apa din cele 35 de locuințe încă inundate. La fața locului au mers colegii noștri, un număr de 21 de cadre, cu motopompe de mare capacitate pentru a continua acțiunea de evacuare a apei provenită din precipitații și de pe versanți. Pompierii intervin și cu ajutorul motopompelor de mare capacitate, însă cantitatea de apă strânsă în gospodării face ca această acțiune să fie una îndelungată. Se anunță ploi și pentru zilele următoare, astfel că reprezentanții ISU Vâlcea nu exclud posibilitatea repetării evenimentelor. Ninsorile abundente și viscolul din zonele de munte ale județului nostru, precum și inconștiența turiștilor, au determinat autoritățile vâlcene să ia măsuri urgente. Astfel, drumul care duce spre vârful lui Roman este închis pe o perioadă de o săptămână. De asemenea, este oprit accesul către cabana Cozia și către zona turistică Petrimanu. Ninsorile însemnate cantitativ și viscolite din ultimele zile în zonele de munte ale județului au creat mari probleme turiștilor neechipați corespunzător și care nu au ținut cont de avertizările meteorologice. Autoritățile locale au fost nevoite să ia măsuri urgente pentru siguranța cetățenilor, astfel o parte dintre drumurile montane au fost închise temporar sau până în primăvară, ținându-se cont de modul în care evoluează starea vremii. În Horezu, Comitetul Local pentru Situații de Urgență a hotărât închiderea drumului comunal 147A, lunga vârful lui Roman, în perioada 5-12 ianuarie. A fost incidente multiple, în sensul în care, cu toate că n-aveau mașinile echipate pentru a urca sus în zona montană, au urcat, au blocat drumul, am avut și câteva avarii ușoare la câteva dintre mașinile participante. Adică nu e posibil să urci cu BMW, cu tracțiune pe spate, cu Corsa sau să urci cu Polo, fără lanțul, fără nimic, mașină ușoare și să mai și încerci să întorci mașina în drum în momentul când drumul este blocat complet și blochezi efectiv și tu în continuare partea de sus. Drumul către cabana Cozia este de asemenea închis, precum și cel către zona turistică Petrimanu. Restricțiile durează în general până la primăvară. Avem Transalpina care e închisă total pe parcursul iernii, pe toată perioada iernii. Drumul care urcă la cabana Cozia este închis, deci trebuie să înțeleagă că acolo nu se poate urca și ne-am dorit ca cei care încearcă să renunțe. Din start avem și alte drumuri, gen Petrimanu, zonă turistică de altfel, care este cu probleme pentru că e strat mare de zăpadă deja. Și nu în ultimul rând, accesul în stațiunea Vârful Roman. De asemenea, salvamontiștii ne avertizează că există un risc extrem de ridicat de avalanșe în anumite zone montane. Aș vrea ca turiștii sau oamenii care încearcă să urce pe destru, în golul alpin, trebuie să știe că Făgărașul, Parângul, este cu risc de avalanșe gradul 4, deci este un risc mare de avalanșe, pe o scară de la 1 la 5, la gradul 4. Anumite zone sunt expuse, avem plăci de vânt, avem strat de zăpadă proaspăt, de pus peste strat înghețat și avem acumulări de zăpadă în dosuri, în acolo unde vântul nu a pătruns, acumulări de mii de tone de zăpadă. Există totuși și zone unde turiștii se pot bucura în siguranță de peisajele spectaculoase de iarnă din județul nostru. Avem o grămadă de obiective turistice în județul Vâlcea, de la Salba de Mănăstiri, aflată cam la baza muntelui, mai puțin cea de la Vârful Roman,
Avem zăpadă pe DN7A până la obârșa lotului, acolo unde drumul este deschis. Avem de urcat la Mănăstirea Stânișoara, spre exemplu, în zona Stânișoara putem găsi zăpadă în această perioadă. Reprezentanții Teatrului Anton Pan din Râmnicu-Vâlcea își anunță cu bucurie publicul că sâmbătă 9 ianuarie va pune în scenă spectacolul Poezii în 21, în regia lui Vlad Trifaș. Actorii Teatrului Anton Pan revin pe scenă și vor juca sâmbătă 9 ianuarie 2021 în fața spectatorilor prima piesă de la momentul închiderii sălilor de teatru în pandemie. Teatrul Anton Pan, iată, și-a deschis larg porțile, suntem în sala mare. Domnule director, care este evenimentul? E vorba de un moment mult așteptat, de o întâlnire în viu cu publicul nostru, chiar dacă va trebui să păstrăm aceeași distanțare socială. E primul spectacol pe care îl jucăm cu public în sală de la declanșarea acestei pandemii. E vorba de un spectacol care se numește Poezie în 21. Publicul nostru îl cunoaște, l-a avut premiera anul trecut, cam în aceeași perioadă. Pe lângă asta, pentru că ne-am dat seama că există o dorință fantastică a oamenilor de a vedea spectacole noastre, din data de 15 restul spectacolelor vor fi transmise pe o platformă online, pentru că oamenii din diaspora sau oamenii din alte, sau cei care nu prin bilet, pentru că vom juca doar 30% din capacitatea sălii. Și asta înseamnă vreo 60 de oameni, deci restul care vor vrea să vadă spectacolul nostru vor putea în continuare să le vadă în online. În timpul pandemiei, actorii Teatrului Anton Pan au pregătit și o premieră care va vedea luminile rampei luna viitoare. Luna februarie vom avea o nouă premieră, e vorba de Cerere în căsătorie, Anton Pavlovici Cehov. Un spectacol pe care îl gândeam că vom avea premieră mai încolo în aer liber, nesperând să putem să intrăm atât de rapid în sală, așa că vă așteptăm la teatru cu brațele deschise și dezinfectate. Piesele puse în scenă de actorii teatrului se vor juca în sala mare, care va fi ocupată doar în proporție de 30%, astfel respectându-se măsurile împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2. Toate condițiile de siguranță au fost luate, sala este și va fi nebulizată și înainte și după venirea spectatorilor. Avem dezinfectant, măști, ieșirile sunt separate, toate protocoalele de siguranță sunt, așa că oamenii se pot simți în siguranță atunci când vin la noi. De ce nu mi-a tras o gloț în cap? De ce nu mi-a luat merecata? Dați-mi un pistol! Dați-mi un cuțit! Aici se încheie știrile, rămâneți cu noi, în scurt timp urmăriți analiza zilei. La revedere!